De aici. Da, am început să filmez. Vrei să ne alergăm cu mașinile? Vrei să ne alergăm cu mașinile? Zic, vrei să ne alergăm cu mașinile? Zic, vrei să ne alergăm cu mașinile? Opa! Ce ziceau ei? Că sunt mare pozna și derbedei. Și înjurau, și înjurau, și iaută sonul, iar l-am prins. Cotcodaci, operațiunea Cotcodaci. Sunt frumos. Ești, ești. Da, vezi că are și goarnă, uite firul, să și vede, are și parbrizul spart. Da? Ai văzut ce repede e operat în poliția română? Bă, îți place de ei? Da, da, ți-o telefonul și ți-l spart, ți-ajunge. Să mor tu ca asta faci? Ce vrei, mă, ce te dai așa forțez? Tu ai impresia că nu o să... Iată că amenință, ce că-mi ia telefonul și nu-mi sparge. Dă drumul la cameră, că amenință băiatul. Da? Dați-vă în autoturism, puneți la mine la post. Da? Vezi că are multe, multe. Este mare și forțos. Ai, mă, răbdare cu figurile astea. Serios, da? Uite ce forțos este el. Ai, mă, răbdare, mă. Din cauza ta, că tu ar trebui să taci de mură și scăpau toți. Nu taci, dar... Băi, Cotcodac. Operațiunea Cotcodac. Dă-te, mă, jos, că nu mi-e frică de tine, mă. Bă, aveți impresia că mi-este frică de voi? Hai, mă, hai, hai, dă-i! La poliție cu voi! Operațiune Cotcodac! Asta este! Da. Figur, băiei! Așa să cred ei mare derbedei, da? Băi, fraților ăștia care sunteți cu operațiunea Cotcodac, din clipa când voi amenințați, pe voi stau mâncava sufletul. Deci pe voi stau, cu figurile astea ale tale, stai liniștit că nu mi-este frică de tine. Așa. Op. Ai mare grijă că ăsta e periculos? Mare forțos? Ce mă? Ce ai? Ai impresia că tu dacă ameninți chestia asta mi-e frică? Ce ai? Ce ai? Nimica, uite am un telefon. Îți spun în vedere că este pe domeniul public, are voie să filmeze. Nu intra în conflict. Nu vezi ce mă provoacă. Ia auzi-l, tată. Da. Conducător auto, proprietarul, veniți la mine. Gata. Să oprească motorul, că e de stat? Că e de stat. Nu, e particular. Nu e de stat, e particular. E de stat pe loc. A, de stat pe loc. Mă gândeam că este particular, că e... Ce face tata? A început statul ca să vândă găini? Operațiunea, Cotcodac. Să nu spui că ești creștin la adunare, că vin după tine la adunare și vorbesc cu pastorul. La adunare. Ești creștin? Lasă-mă, că nu e nicio problemă. Caută. Omor, mă, păsările alea, mă. Să cheme ANSVS-ul. Să cheme ANSVS-ul. ANSVS-ul să-l chem. Da, mă, nicio problemă, ai răbdare, amenda-i mare. Te cred, mă, te cred, bravo ție, că ești de băiat deștept. Eu te apreciez, fii atent. Da. Ce faci tu, ură de tot? Ce vrei să faci? Să iei din mână, cum să iei tu de mână, băi, băiatule, mă, că tu nu știi ceva ce e pe aici. Mare derbedeu te dai tu? Eu te ce tupeu. Bă, de ce vă comportați voi așa? Cum? De ce vă comportați voi așa? De la mizil, nu știi? Tu ești, ce să știu? Cum? Adică ce să știu de la mizil? Și ce s-a întâmplat la mizil? Nu, ce s-a întâmplat? Cum? Uite mașina galbenă. Ce-i cu ea? Ce-i cu ea? Că v-a apărat? Că v-a apărat? Adică Busuioc și cu Ioniță v-a apărat? Că asta rezultă. Cine e Busuioc? Cine șeful poliției din Mizil. Asta tu spui?
că ce s-a întâmplat, v-a apărat, uite, nu v-a făcut nimic. Voi erați cu mașinile astea, da, deci tu spune. Să ne câștigăm și noi pâine. Da, mă, da, exact. Băi, busoace, da? Ia uite ce spune asta, că la Mizil, da? Ce a făcut? V-a făcut ceva? Cum? Atunci, v-a făcut ceva? Nimic. Hai, da, normal. Busoioc, era și în pandemie. Bă, nu ți-este rușine, uite ce spun oamenii ăștia, da? Eu și acum am conflicte cu ei, da? Pentru că tu nu ți-ai făcut datoria. Oamenii sunt de Mizil, da? Ia uite ce spune. Nu știi ce s-a întâmplat? Ce face? Să dă mare cu tine? Ce mă, dar voi vă aveți pe bune cu Busuioc, de nu pățiți nimic? Da. Bravo. Tu spui că vă aveți bine cu Busuioc. Și cu Ioniță? Da. Îi dați și vreun pui, ceva? Eu nu cred că oamenii ăștia ia șpagă de la voi. Da. Păi n-are cum să mănânce, bă, că ăștia-s băieți dăștepți. Înțelegi? Da, asta se întâmplă. Deci tu confirm că poliția din Mizil, ei știu și nu vă face absolut nimic, nici în pandemie, când a fost cu păsările. Nu. Da, normal, da. Auzi, dar acum voi de unde le-ați luat pe astea? De la Moldova. Bine, Moldova e mare. Mitoc. De la cine? De la? Mitoc. Unde? Bog, Mitoc. Bogo? Sau? Mitoc. Mitoc? Da. Ce e asta? La Moldova, acolo e la Mitoc. Dar, mă, dar ce localitate? Vaslui. În Vaslui direct? Da. Nu există în Vaslui așa ceva? Da, da. Acolo ar fi o firmă cea mai tare și respectabilă, alu, ăsta, cum îi zice, alu Bogoș. Tot e. Da, a, tot el e acolo. Și câți pui ați luat voi acolo? Aveam 100 de pui. Și câți ați zis? A mers treaba? N-am dat nimic. N-ați apucat? Nu. Să-mi pui zburați? Da. Cât e bucata? 10 lei. Și cu cât îi luați? Dar când i-ați luat ăștia pui ăștia? Ieri. Am înțeles. Aviz interjudețean, chestii din astea le aveți? Avem, avem. Și da. Aviz interjudețean? DSVSA, tot. Tot, 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 da. Păi derbedeilor de la DSVSA, medici veterinari de la fermă, da? Ia uite, are aviz interjudețean, el știe. Am înțeles. Ce faci, măi, Sandule, mă? Iar ești, mă, cu cititul? Poți să-mi citești și mie numărul cifre, că tu citești cifre. Numărul de matriculare la mașină cu lupa aia, dacă o pui în soare, a prins. Așa, cât are? Nu, îi spui zburați, atenție. GH, da. Arată-i bă și lui Marfa. Uite, el cumpără, să știi, că e băia bun. Înțelegi? Uite, fii atent. Rândul de sus e... În cere bani, băi, bă. Nu, mă. Păi 10 lei, 10 lei cușca. Cu totul? Nu, fără cum cușca. 10 lei cușca? Păi n-ai zis, mă, așa? 10 lei un pui. Bă, mă, hai, mă, bă, mă, las. Ce dracu, bă, băiatule, mă. Hai, mă, ce dracu, mă. Ia uite. Bine am dat, bă. Nu-i nimic, dădeam cu lupa. Vezi ce lupă frumoasă? O pui în par, bași mâncarea sub ea și îți face o prăjeală cu un pui din ăsta zburat. Îți dai seama. Da. Deci aveți acte, aveți toate. Și ăsta e băiatul ăsta care stă în centru, la Mizil? El acolo stă? Nu, vrei să termin fulga. Vrei să-ți dăm fulga? Da. Păi nu spuneai că mașina asta a fost în Mizil? S-a matriculat, era de Bulgaria. Sau asta e mașinuța? Asta e. Asta este, da. Ai văzut, mă, Busuioc și cu Ioniță, da? Și ăștia care sunteți. Deci voi nu vă faceți, bă, datoria, uite, dovadă iar, uite, da? Uite, bă, eu vă acuz, da? Că nu vă faceți datoria, fraților, ăștia iar continuă. Și îmi râde nas cu voi, Busuiocule, de ce nu te cercetează IGPR-ul? Sau DGA-ul? Cum? Când apare pe mine, că te urmărești mereu. Și unde am fost ieri? Cum? Unde am fost ieri? Ieri nu te-am văzut. Dar eu te-ai spus că mă urmărești mereu. Deci, pe cine? Pe Dorel. Cine dracu e asta? Un chinos. Un ce? Un verde al nostru. Ce cu el? Dorel, porumbel. Ăla cu carosata aia, lui. Dorel? Da. Am înțeles. Lasă-l, bă, că el a... Băi, băiatule, vorbă liniște, nu ca tine, tu că te dai forță. O să te vadă Busuioc, o să te vadă și Ioniță. Înțelegi? Deci te protejezi. Tu stai în fulga? Da. Mă, la primar să-l întreb dacă mașina e matriculată și tu ești om afacerist. Normal, mă, pentru că nu vă face, sunteți protejați. Știu, știu, știu. Bravo ție, te felicit. Hristos a înviat. Adevărat. De unde știi? Cum? De unde știi? De unde știu? Păi da, ai spus adevărat. L-ai văzut tu? Păi nu a înviat. De unde știi? Nu. Eu dacă spun că tu aici nu vinzi pui și vinzi rațe, mă crezi? Nu te cred, că eu știu că vând pui. Păi eu, de unde te cred pe tine chestia asta ce o spui? Vezi? E normal? Așa. Ai fost acolo? Ai fost martor? Se zice că Iisus Hristos a înviat. Se zice. Și la tine se zice că ăștia spui. Dar normal Iisus Hristos. Mă, tu ce-mi prezinți?
e un pixel alb cu albastru. Înțelegi? Dar ce nu știi tu este că poliția română îi dă de căpătâi. Iar că se întâmplă chestia, vă aveți bine cu Oana? Să trăiești în pace. Ana, Oana ăsta, dacă zice, medic veterinar pe acolo, pe la Mizil. La Fulga nu știu dacă aveți. Voi trebuia să vă duceți la medicul veterinar să spuneți că i-ați luat pentru consumul propriu. Nu așa ai, când l-ai cumpărat, nu așa ai spus? Cât ați avut în total? 100 am avut, doamne. Nu, 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 de acolo când ați cumpărat. Pe act așa arată? 100. 100 de bucăți. Da. Aha, și l-ai ținut în cușcă de ieri și până azi. Da. Am pus mâncare. L-ai pus mâncare în cușcă? Câte bucăți sunt într-o cușcă? 10, 20. 20, am înțeles. Deci vreau să chem de să vă seau pe loc, că ei acum n-au acte. Nu, atenție! Nu poate să ia pentru că aviz interjudețean, atenție! Aviz interjudețean, Bogdane! Ăla-i toată treaba, el n-ar ce să caute cu el aici în județa, că a cumpărat din Vazui, corect? Când i-a cumpărat? Nu m-am uitat în capăt. Păi uite-te și vezi că dacă depășește 48 de ore, e belea. Dar avizul interjudețean, aici este problema. Dar cheamă de SVSA-ul, că nu e în regulă cu actele. Ei nu sunt întreprinzători, n-au autorizație, n-au casă de marcat. Poliția, ce facem, frate, aici? Da? Hai măi, domnul Busior. Le-am dat eu acum cu feștanii. Da? Ia uite ce am răcit. Sunt alergic la Busuioc. Așa. Deci, dragii mei, ce s-a întâmplat? Camera de-n piept de la Ioniță, i-am luat-o și am făcut-o public. Eu am fost atacat de către acești oameni de față cu poliția. Deci de față cu poliția, nu le-a făcut nimic. A venit Busuioc, în imagine se vede, și a spus, da, bă, are dreptate, dar... Uite, eu acum, iar cu ei conflict, ăștia și arată mușchii, pentru că nu le face nimic. Într-altă țară, Busuioc, erau arestați, mă, pentru ceea ce mi s-a întâmplat. Din cauza ta, Busuioc, mi se întâmplă mie, că tu ești șef. Să mă dai tu în judecată, pe te trapă tine, bă, că tu ești ofițer de poliție. Mă, dai tu pe mine. Ia să vedem, eu filmez, dacă vrei să te auzi, treaba ta. Eventual îți recomand să sun mai târziu. Ce zici? Vorbim? Bine, știu, atât, oprește-te, că nu vreau să apară vocea ta. Eu acum vorbesc pe telefon, dar nu mai continua, vorbim mai târziu. Așa. Ia să sunăm. Și noi la. Aici. Sunăm la dispecerat Mizil. Să vorbim cu domnul Busuioc. Da? Nu te sun, mă, pe telefon direct. Te sun. Bună dimineața. Numele meu este Geană Hari Florin. Domnul Busuioc. Alo, bună dimineața. Mă auziți? Bună dimineața, vă aud. Domnul Busuioc este cumva? Da, este. Puteți să-mi dați și mie legătura telefonică? Vreau să-i comunic ceva, că este de competența dânsului. Puteți să sunați în 5 minute, că nu avem legătură directă, să fac legătura și să văd ce face, să chem jos la dispecerat. Normal, așa șef, nici telefon în birou nu are, țurcaș are, el nu are. Nu pot să vă fac legătura de pe oraș, e legătură internă. Și are și un număr de telefon al lui, de exemplu, direct în birou? Nu are. Păi atunci revin peste 5 minute, să știți. În 5 minutele, da. Să știți că vreau să-i aduc la cunoștință o faptă care... Este gravă pentru mine, deci pe mine m-a afectat și mă afectează, atenție, în continuare. Omul acesta vreau să-l anunț direct, aici la Cioran se întâmplă acum acest fenomen. A, sunteți da. La Cioran și nu puteți să luați legătura cu ce poliție de acolo? Ba da, doamnă, poliția este aici, dar oamenii ăștia spun, sunt cei care m-au atacat, iar dânsul a fost la faza din Mizil. Și vreau să-l întreb ce se întâmplă cu oamenii ăștia, de ce încă mai continuă. Și sunt aici, iar chiar spun, deci pronunță, este vorba despre domnul Busuioc, care oamenii ăștia spun că spun multe, doamnă. Și vreau să-l întreb ce se întâmplă, adică eu sunt victima lui, al lui șef de poliție, despre ce vorbim. Și vreau să iau un punct de vedere, adică eu nu mai vreau să vin acolo ca să înceapă el să spună că l-a acuz sau nu știu ce. Uitați, mie mi se întâmplă chestia asta. În prezența poliției. Atenție, vă spun, în prezența poliției, despre ce vorbim. Ce poliție avem? Eu știu că avem, că omul ăsta totuși are totuși inteligență și șef de poliție.
vreau să stau de vorbă cu el. Eu vă simt o victimă. Chiar nu poate să stau un minut. Bun, eu vă simt peste 5 minute. Sunați în 5 minute. 5 minute, 5 minute. Da, bine, mulțumesc. Da, bine, mulțumesc. Măi, Buse, poate vrei tu să fii civilizat? Ia fi atent aici. Ornița e băgată sub mască aici, da? Asta este mașina cu geamul parbriz crăpat. Și puii leșinați, apă, mâncare nu le-a dat, are grăunțe, are de toate, și care de la DSVSA, păi are de la DSVSA, dar parcă nu vrea frate să plece de aici, aviz interjudețean, să vină DSVSA-ul aici sau cu ei. Deci el nu are aviz interjudețean. Polițiștii nu cunosc despre ce este vorba, vorbind de ordinul președintelui numărul 14, da? Unde spune că acești păsărari, este decizia numărul 14, cu ordinul 14, cu articol, cu de toate, totul se învârte la 14. Bunăstarea păsărilor, poliția română e alături de cetățean, le-a adus cușcă să-și facă nevoile în pungă, pentru că nu-i mentenanță. Asta e la noi, aici. Ce se întâmplă? S-a schimbat contoarul? S-a pus altul? E pe direct? S-a ars bucăți? L-au montat în interior? Trifazic? Nabele. Parcă e înăuntru, am văzut un tablou din ăla șmecheros. Da. Aici că au murit 2 sau 1. Deci vă dați seama? Măi, IPJ-ule, de când mă lupt cu voi, să le faceți și voi condiții, deci țeava de război cu gaze vine aici. Sau s-ar putea, cred că aici, da. Cred că s-ar putea aici, nu știu, da, cred că acolo, da. Și uite câți pași de acolo și până acolo, 15 metri, de 6 ani, mă rog, de voi să bagați gaze la un post. Adică oamenii ăștia sunt și femei de serviciu, și fac curățenie, oamenii ăștia sunt și cei care își bag lemne în foc. Oamenii aceștia sunt oamenii voștri în care voi vă bateți joc de ei. Ce faceți, bă, fraților? Ce colegi aveți voi? Adică nu aveți bani să vă faceți condițiile? Uite, fii atent ce mi-au spus polițiștii aia vechi. Ce, băi, Florine, geamurile noi le-am pus. Nu le-a pus poliția română, noi gemuțurile, noi le-am pus. Are răbdare că l-am sunat să vorbesc cu Busuioc, înțeles? Să vedem de unde ai tu relații cu el. Eu nu cred. Omul ăsta nu te tolerează. Deci, certificat profesional, atestare pentru transport, mașină trebuie deratizată, igienizată. Ce nervos e nenea omul că l-a oprit în vânzări. Hristos a înviat. M-ai văzut dumneavoastră? Hristos a înviat, măi, omule. Asta e religia tată, este și ea aplicată din bunăstarea păsărilor normale de război. Toată acum 2-3 zile. Eu spun că tu nu ai luat acum 2-3 zile. E luat de acum, ho. Nu suntem în 11, mă, sau 10. Cum ai tu factura? Mai dăm 10 sau 11, mai. Minți. Găinele te-au trădat. Nu, puii te-au trădat. Hai să sunăm pe domnul Busuioc. Dacă vrea să stea de vorbă, civilizat cu mine. Dar eu refuz să cred că omul ăsta... Ia să vedem. Normal că m-a sunat. O să spună că... Da, mi-o treabă, tată. Deci nu colaborează cu cetățenii. Ăsta, dacă era primar, poate colaborează. Ia să vedem, ca să nu greșesc. Nici dispeceratul de la Mizil nu mai răspunde. L-am solicitat acum să vorbesc cu domnul Busuioc? Cu domnul Busuioc? Am solicitat. Deci atent, act de deratizare. Da, dar și la tine să-ți prezinte certificatul de calitate, de calificare. Păsările care sunt luate. Deci, uite, auzi, ăsta, unde sunt eu aici? Unde sunt eu aici, la? Dispecer Mizil. Și nu mai răspunde, s-a mutat. Uite. O fi la toate. O fi la toaletă? Ia uzi, dar am zis ca să vorbesc cu domnul Busuioc, ca să-i și povestesc.
Ia uite, bă, a intrat faxul, bă. Poliția română, săraci cum ei știu de fel, nu au nici tehnologie. Și dacă sun la ei, bine, acum o să intre bucla, adică ocupat. Cam un minut jumate. Ce am spus? Pentru că faxul, el vede că ar fi date. Da? Să așteptăm vreo 2-3 minute. Vezi care guarnă? Uite aici, constată personal, guarnița face gălăgie pe legea 61. Știu că nu-i montată. Nu e montată. Știu, nu-i montată, dar e montată. O să te rog să o tragi cu spatele. Așa. Sunt niște animale și să nu le ținem în sală. Da. Asta mi-a fost recomandarea celor de la DSV. Tragi un pic mașina. Deci recomandă cei de la DSV că păsările astea de 11 sau prin 10 cumpărate și noi acum, băi, frate, suntem... Așa, suntem în data de 21? 24? Păi, și factura ce mi-a arătat ei pe geam, cei de 11 am văzut-o. Dar cum au doresc ăsta, puii ăștia cumpărați? Nu cumva e un document de atunci a dat. Ei acum nu au acte. Un document eliberat de atunci sau au mers cu acel document? Nu, n-ai înțeles. Probabil. Puii să confiscă, că nu are acte. Aici e problema. Așa, da, să vedem noi. Ia uite, dar deja are parbrizul spart. Am văzut, asta să fie măsuri care o să le iau. Are și guarna, uite, cuitul firul, că nu-i montată, dar are guarna, uite, să și vede, că eu am auzit când striga, păi, când punea. Atenție, poliția dirigează acești păsărați. Se numește operațiunea Cotodac. Iar cum se gândește polițistul vigilent, să ducă păsările la răcoare. Bine, nu la pușcărie. Adică cine fură o găină să cam duce în pușcărie, cine fură miliarde, râde după plajă. Ia să vedem. Nu ne mai răspunde despre ceratul de la Mizil. Uite ce facem. Stai un pic, oprim, stai un pic, eu filmez. Să vedem aici despre ceratul de Mizil. Deci, nu mai vrea să răspunde. Uite, nu mai răspunde azi despre ceratul de Mizil. Dacă se întâmplă ceva, să sune cetățenul, nu mai gata, e... dar la Mizil se vede numărul când sun? Nu se vede, sărace, nici acum. Au comunicație oarbă. Le fac eu cadou un telefon cu ecran, cu o solă, cu două linii, să facă deviere când sună cetățeanul, să nu-i dea ocupat. Iată, tată, sun la despecerat. Da, auzi, dar nu mai să lucrați la despecerat la voi? Gata, ia ca să opresc. Cum s-a gândit? Dar ce se întâmplă, domnul polițist? Este numărul acesta 02 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Așa. Da, asta este. Eu sunt la dispecerat și nu mai răspund băieții. Am vorbit și mi s-a spus peste 5 minute să sun și uite, nu răspunde. Că am cerut să vorbesc cu domnul Busioc. Și ce s-a făcut? Au plecat de la muncă toți? Ciudat. Uite, domnul Busioc, aici e poliția română, dumneata, conduci pe vârful pantofului. Adică dacă eu îmi doresc ceva ce se poate, atunci să-mi doresc ceva ce se poate ca să fie îndeplinit. Măi, frate, ce e aici? Mâncare, roșii, castraveți, salam, de toate chimicale. Sănătate, ce știi tu, nu știu eu, nu, ce știu eu, nu știu tu. O să-ți dea drumul la pui, vin ăștia de la DSVSA, medicul veterinar de la noi, le face injecție la toți puii ăștia ai voștri. Da, că injectează, știai? Chestia asta. Așa e regula. Și că dacă sunt mai mult timp puii plimbați, europeni. Ai fost în câte comune cu ei? Ai venit tu de acasă cu ei. I-ai luat în cotineață, i-ai pus în cușcă și ai zis, gata, tată, eu îi vând. Știu că te cred, știu. Ziua bună. Ziua. Uite, eu mi-o fac bună cu băieții ăștia aici, ia uite. V-ați luat de ăsta, cum îi zice, parizer? Pentru căței. Pentru căței. Ia-ți, bă, tată, câine, au ajuns să mănânce. Îți dai seama, sunt oameni care vor de foame, mă. Nu au ce să mănânce și căței o duc mai bine. Asta e la noi. Ce faci, băi, busuiace? Nu mai vrei să vorbești cu dispecerul ăsta? Poliția în acțiune, dispecerul de la Mizil? Nu mai vrea. Nu mai vrea. Aoleu, ai venit și tu, martie din asta. Băi, nea primare, sau cum să zică ție, frate, de ce tu m-ai blocat pe mine peste tot?
Ia uite-l, tată, nu mai mă bag în seamă. Ia uite-l, votați cu tata! Da, e în papuci. Deci, eu te sun la dispecerat și nu mai răspunde. Deci, pac, el m-a blocat. Deci, domnul Chestor, uite, sunt la dispecerat, un cetățean care vreau să vorbesc cu comandantul poliției. Sau dispeceratul să răspundă. De ce nu mai răspunde? Vă spune de ce nu răspunde. A dat ordin busuioc, da? Ca să nu mai îmi răspundă. Ci că îi țin treburile pe loc. Ia să-l sunăm noi pe un primar de la Fulga. Că tu ai spus că ești de la Fulga. Fulga, Fulga, Fulga. Bă, nu mai mă bagi în seamă! Bă, tu cu mine, tu vino, bă, cu mine, tu nu mai dai, noroc, nu mai mă cunoști? Am înțeles, mai blocat. Ce faci, mă? Tu intri în mașină la mine, vino, bă, să te văd. Nu tu candidezi să fii primar aici, eu îți urez succes, să fii, să te votez. Dar dacă te comporți așa, iar nu te votez. Că te porți necivilizat. Ia să-l căutăm noi pe primarul din Fulga. E, are ceva schimbat, atenție la el, are năraburi. Deci, e clar, treaba ta. Cum să am eu încredere în comportamentul tău, primar? Fulga! Fulga, domnul Badea, domnul Badea! Domnul Badea, băi, sunt pe șeful vostru! Oh, salut, prietene! S-a venit șeful! Salut. Sănătate, domnul Badea, domnul primar! Geană sunt la telefon! Domnul primar! Ai cumva pe raza teritorială agenți economici care vând păsări vii? Domnule, eu am agenți economici ăștia, da. Dar nu vând aici. Vând cu trase, frate, nu știu. A, și ăștia sunt legal la tine, înregistrați cu acte și vând nu, păsări? Nu. Am înțeles. I-am aici de față, te și văd. Îți fac cu mâna ei. E cică de la voi, unul cu o mașină galbenă, o furgonetă galbenă plină cu purcei. Nu, scuze, cu pui. Zburați. Cum îl cheamă? Cum îl cheamă? Cum te cheamă, mă? Cum te cheamă? Ca pe tax. Și pe tax, cum îl cheamă? Ca pe măsa. Nu știu cum îl cheamă. Cum îl cheamă? Și câți frați ai acasă, mă? Câte una de căciulă? Câte oale? Auzi, mai vin și de prin Misil și din alte localități, de-aia zic. Nu, că s-a spus că e din Fulga. Eu tot să uită la tine. Fii atent, primare, că se uită la tine, că e agent comercial păsărar. Da? Da? Și ce că el respectă și legea 50 la case. Uite, pentru el că s-a forțat așa. Uite, transmite lui domn primar că te aude, măi, băiatule. Îți trimit poză cu el să-l vezi. Cine este? Bine, să trăiești. Toate cele bune. Am stat de vorbă și cu domn primar. Nu-l recunoaște. Bine, ci că-i păsărar. Le vinde, le învârte. Asta se întâmplă în țară din cauza voastră, dărbedeilor de la DSVZ, medici, veterinari. Pentru că vindeți voi la o mașină din Prahova, vindeți pui care el nu are voie decât 50 de kilometri să se ducă. Atât, nu 100, 200, 300, când spune că are factură după 11. Ia să vă văm ăștia de la DSVSA. Uite că vreau să fac una și dau peste altă belea. Așa, ia. Dragă meu, Radu, sunt aproape de matale. Sunt la poliție aici, arestat cu pui, găini și cu de-aștia care vând cu guarda prin comună. Dacă vrei să cumperi pui, vin cu acea la poliție. Aici sunt. Ai auzit? Hai, te rog frumos, vină cu acea. Fii atent că aici îți dă reducere. Acum, cât mai e, vină cu acea să-i vezi. Da, omule, cu reducere, atenție. Hai, vină repede. 20 de pui, fii atent, vine un client, acolo să-i dai 20 de pui. Gata, Radule, vină cu acea. Vino că băiatul e zăr, a zis, a aprobat. Îți dă 20 de pui, lejer, cu certificat, cu acte, cu de sănătate, mâncare, câtă vrei. Ai, mă, grăunțe, apă sau pentru porumbei. Vino, mă, încoace, frate, că are omul aici, e cu reducere, tată, 2 lei și jumătate. Ce ai? E reducere, să scape de ei. Că vine pe urmă DSV-ul și vrei, mă, să-i vinzi repede, că pe urmă ce confiscă așa și asta, ce că ți-au o mașină întreagă. Radule, vină încoace, te înțelegi cu ei. Haide. Fii atent că vine încoace un băiat frumos, dă-și-te, băi, să vezi ce curte are, ce frumos crește la el și palmieri, banane, portocale și le vinde în piață, producători. Cu casă de marcat, cu tot ce trebuie.
Dar uite, primarul de la tine, ăsta, din Fulga, care pe strada primarului, așa și-a pus numele el. Da? Ia lătrat câinele. Ia lătrat câinele și că a venit. Ce-ați căutat, mă? Ce-ați căutat, mă, în Fulga, mă? Mă, ce căutați, mă, ăștia cu poliția în Fulga? Auzi, ce că vine de se vezi, ce sunteți, mă, voi ăștia, de se vezi. Băi, de se vezi, aule. Păi câte chestii nu le aveți voi pe raza teritorială și vă faceți că plouă? Aolo, ăsta a pus potul, tată. Aleargă într-o doară să vină să ia pui, ci că-i reducere, tată. La 2,5 lei, el cred că fuge. Stai, care marfă, câtă vrei? Să-ți dea și la toată strada. Nu mai fugi, frate. Vino cu ați să-i vezi. Am înțeles. Tu, ca meserie, ești peisagist sau botanist? Ce ești? Eu am terminat horticultura. Adică știu. Pot să zic că ești și botanist? Da, vie. Hai, vino încoace. Vie, pom, legume. Vino încoace, tate. Salvarea face spume. Fii atent, cu girofarul ne face și cu mâna. Sănătate. E băia bun. E băia bun. Deci dacă vrei să cumperi pui, ți dau la reducere, tată. Ia uite, tată, aici. Uite, fii atent, uite. Stai. Ce părere ai, mă? Ce marfă îți prezint, mă, eu aici? Marfă. Bună. Reducere la pui, 2,5 lei, bucata. Merită sau nu? Meriți și tu cinstit la banii ăștia. Dar nu te supăra. Ai spus că ești botanist. Hai, vino cu uite-l acolo. Uite, mă, ce, fii atent. Stau un pic. Mă roagă ca să-l iert. Vino cu aici, să tratăm cu el. Am văzut, ia. Mă roagă ca să-l iert. Uite, ți-am adus client. E botanist, atenție. Calificat. Uite, ai făcut horti? Adică ești botanist, corect? Uite, el spune, vrea să cumpere pui cu 2,5 lei bucata. Așa mi-a spus. Vezi, el le cam minte. Înțelegi? După țigare îl vezi. Cu cât, voi, cu cât îi dați pui? 10 lei. Asta schimb. 10 lei. Bine, da, mai dă cu 2,5. Înțelegi? Ca să scape, înțelegi? Deci fii atent. El vrea să vândă pui, că îi vin ăștia de la DSVSA. Bă, dă-i mă două cuși din alea și nu știe nimeni. Opresi-l mare, își ia puiul, bănuțul și a plecat. Gata. Îl iei, Radule? Gata, opresi-l mare. Bă, tu-l vezi pe ăla? Tu-l vezi pe ăla? Adică n-am înțeles. A vrut să vândă pui. Vrea să te întrebe pe tine dacă îi dă. Nu se poate. Uite, fii atent că a venit Radu. A fost răducul chemat. Bine, el e botanist de meserie. Eu l-am sunat și i-am spus că vin de ăștia pui. Ne cunoaște. Cu doi lei, el este. Fratele lui Dragoș. El este, fii atent, marele șef de e șef de post la SPR Baba Ana. Deci fii atent. Astăzi detașat. Nu-i detașat. El e din Ciorani. Mare șef de, bine, la mine a crescut în casă, înțelegi? Mâncare, porumb fiert. Iepure la grătar pe Hai mă, că s-a mâncat bine cât am fost. La mine? Sincer. Făceați mă pe teren nocturn. Iepure la grătar? Mergem să mâncăm Dudi, am vorbit cu Florin. Da? Da, făcea iepure la grătar la mine pe teren. Despre ce vorbim? Și fii atent ce a făcut. Te duci la poliția în Ciorani cu sediu în Baba Ana. Ce părere ai? Eu am mai citit pe afișele. Măi, omule, pe aici, da? SPR Ciorani cu sediu în Baba Ana. Ai mai văzut așa ceva? La noi în România orice se poate. Ciorani e mare, dar eu am înțeles mare lucru. M-am uitat toată programul audiențe și n-am înțeles mare lucru din ce era. Ia uite ce frumos este și elegant. Poliția în acțiune. Bă, ce vigilent cum i-a prins. Ăsta are nas și urechi și ochi de vulturi, șarpe. Vor să centralizeze, bănuiesc. Păi nu, SPR 6 Ciorani, secția de poliție rurală numărul 6 Ciorani, arondează 6 posturi. 6 posturi. PP Ciorani, PP Fulga, PP Boldeș Grădiștea, PP Sălcile, PP Colceac, PP Baba Ana. Sediul SPR 6 Ciorani este la Baba Ana. La Baba Ana! Auzi? Lady D! Ca să știi. El nu știe. Dar bun peisagist. La mine o să vină în curte să-mi pună portocale, banane. Cum să nu? Și ai să vezi că vând în piață producător. I-am dat curmale. Ce ți-am dat, mă? Smochin. Curmale, portocale. Acum e rândul lui. Agrișe. Agrișe, tot el mi-a dat. Am și agrișe. Mi-a venit și mi le-a și plantat. Am coacă de roșii, albe, negre. N-ai venit, mă, tu și tu mi le-ai plantat? Ba da. Și-a crescut deja portocale în el. Ce le-ai făcut, bă? E el toit? Înțelegi? Cum facem? Băiatul,
A venit clientul, ce-i faci, tată, sănsoare? Scapă de pui aia, că fată. Sau băiat. Lasă-l, bă, să-i dau. Și ieși el acolo și... Păi nu, nu vrea acum, uite, e supărat, și că nu, Bogdan nu... Păi cum să-i cere acordul la poliție? Eventual te duci și tu la Mizil și spui, domnul Busuioc, eu sunt prieten cu lume mare. Deci, fii atent. Ăștia confiscă inclusiv mașina. Nu-i confiscă, bă, nimic, mă. Unde ai văzut tu așa ceva, mă? Aici e totul, fii atent. Cel mai tare și mai tare, să sun la poliție și când... Nu mai răspunde despre ce. Telefonul ăla l-ai faultat, dracu. Da, nu, e faultat de un derbedeu. Bine, l-a plătit prin judecată. Ia, uite, nu răspunde, să sun la poliție. Doamnă, am tot sunat și nu mi-ați răspuns. Cu domnul Busuioc ați reușit să vorbiți? Am reușit, mi-a transmis orice problemă aveți, vă adresați în scris, online. Normal, normal, așa să-i spuneți, că e băiat deștept, deștept, mulțumesc frumos. O să mă adresez, da. Ăsta n-are capacitatea să stea de vorbă în telefon. Cum stau cu lumea întreagă? Am zis, băi, comandant de poliție. Când avea el, așa mai întreba pe ăla, pe ăla, pe ăla. A ajuns mare comandant pe la Mizil pe acolo, înțelegi? Și, bă, da, busuiocul este o plantă minunată. Da. Spune-ne este. Despre busuioc. Busuiocul, dacă îl plantezi în așa? Proximitatea roșiilor, hai să zic, și castravețe și așa, alungă musculițele, de exemplu. Albe și, albe și verzi. N-am știut. Și nici, cred că mulți nu l-am știut. Și musculițele, nu numai că dăunează fizic. Așa. Musculițele sunt vectori. Adică vrei să spui că busuioc între roșii e un fel de șef? Da. La fel hreanu. Uite, păi să-ți arăt în curte, să-ți arăt eu în curte, să vezi cele mai sănătoase roșii și cei mai sănătoși ardei, i-am lângă hrean. De ce? Nu suportă mirosul. Și la fel, știi, ce, știi unde... Dar de fapt, bazilicum, cum se numește busuiocul în limba voastră științifică? Nu mai știu de numirea busuiocul. Ceva de bazilicum. Da. Dar dacă faci ceai sau pui în apă, el pur și simplu, bacteria din apă o omoară? Ce proprietăți are busuioc? Are și de dezinfectant și de... Dar în schimb, uite să spun eu, o altă plantă care, din punctul meu de vedere, e peste busuioc. Salvia, să ți-o arăt în culte. Salvia splendens, e denumirea științifică. Dar de ce la busuioc nu știi denumirea științifică? Nu știu. 800 am învățat pentru, dar asta a fost acum 35 ani. Păi atenție, vezi că planta asta, busuioc, este mai benefică, adică și în gastronomie, și în agricultură, unde spui tu că dacă o plantezi printre rândurile de roșii, elimină muscuța și ce mai e pe acolo care are puța mică, deci unde e ce mai mică și mai mică decât puța de furdică, așa, și unde se folosește? În religie, tată, o bagă în troaca aia sau candă sau ce dracu este, straichin aia cu apă și dă cu busuioc prin casă. Dar tu știi că vrăjile, aoleu, magia neagră, sau albă, făcută de țigăni și în special neagră, l-ai folosit busuiocul? Băi, nu cred. Serios? Așa cum ăla dă cu busuiocul când popa, dă, așa? E magie albă la popă, căci că e curată. Este. Dar nu tot magie, vrăjeală. E vrăjeală, tată. Deci nu ne explică acum un botanist de meserie. A venit poștașul să ne aducă amendă cu ștampilă. Bine, plicuri desfăcute la unele amenzi. Nu știu dacă el era, dar așa am văzut imagine cu el. Se numește violarea corespondenței. Deci vine poștașul la tine cu plicul sigilat, dar de fapt nu era, că băga mâna în plic. Și cred că el era poștașul, după cât știu, s-a dus la Danu, oprea ăla care candidează și dădea plicurile desfăcute. Și omul arăta, uite tată, desfăcute, nu e violare de corespondență. A? Adică eu îți trimit ție... Oricum, Gică, e din aia bun, dacă mă întreb pe mine, că știu, e pe toți. Băi, eu cred că pe ăsta l-am văzut, s-ar putea să greșesc să nu fie el. Dar eu am văzut un poștaș, pe video, în poartă, la Oprea Dan. Undeva acolo, ai văzut, când a plecat, era pe aici. Și a venit băiatul și i-a dus niște pliculețe, bine, cu amenzi sau hotărâri de judecătorie. Dar ce crezi tu că erau? Desfăcute. Și omul s-a sesizat, a spus, cum adică mi le aduce așa desfăcute? Și poștașul zice, nu știu, domnule, nu știu, cum face. Probabil să fie a, nu, noi știm și cine a fost. Bine, s-a dus, a plecat cu barza, înțelegi? A plecat așa, prin soția, a dreat cu barza la noi în România când ea s-a așezat. Pe cui? Pe stâlp, ce dășteapte. Ia uite, tată, avem cameră de la poliție. Pe Dăneu, opa, s-a dășteptat. Este un lucru bun. E un lucru bun. Băiatul, l-aia m-a dus pe Radu să cumpere pui zburat și deci tu nu vrei atent. Să-i dai ca să scapi. Dacă pe mine m-ar întreba cineva,
Dacă ar să pună sistem de supraveghere video peste tot. Acum toată comuna, da. Eu aș fi cel mai fericit om. Și eu. Să spun și de ce. Și eu, m-aș duce eu, și eu și aș spune. Hai mă băiete, vinde-i mă lui Radu că vrea să cumpere și el câteva fete. Dale porumbace că sunt hrănite, apă. Să știi că le dă și săcară. Le-ai dat plicul deschis sau închis sigilat? Dar tu ai fost atunci la Dan cu plicul desfăcut? Uite, îl confund, ți-am spus, a fost altul. Gică, gică e din aia bun, îți spun eu. Toți, toți poștași, atenție. Mai sunt puțin buni în satul ăsta, puțin oameni. Nu, nu, toți poștași, eu așa am spus de voi, voi sunteți singuri care mai munciți. Restul de la poștă s-a cam puturoșit. Da, mă, dar nici salarii n-au. A, cum? Are 200 de milioane. Bine, toți. De la secție. Exact, adunat pe toți pe lume. Păi da. Nici atâta deci, n-au. Deci așa. Cea mai bună și benefică plantă în știința ta, care ar fi, tată? Pentru, și pentru să fie efect rapid către sănătatea omului. Ne spune un profesor de horticultură, un om care deci dacă ar fi calificat. Să aleg, deși nu-i corect să știi. Așa, așa, așa. Nu-i corect să aleg, știi de ce? E ca și cum, de exemplu, te-aș spune eu să alegi între marile formații de muzică din anii 70. E foarte greu. Asta în e schimb, că uite, nu să, ține de mâncare sau de sănătate o muzică. Hai să fac un top 5. Așa. Cea mai bună. Usturoi. E cel mai bun. Vor să-l scoată acum. Atenție. Ne judecăm cu ei. Vor să-l scoată. Codes alimentarius. Așa. Mai departe. Usturoi. Fii atent ce vor să-l scoată. N-ai știut. Nu, dar de ce dracu suntem de căcat așa? Cum noi suntem? Noi suntem ghiocei de când ne-am născut. Suntem și struți cu capul în nisip. Hai că fac o paranteză. Așa. Usturoi. Paraziții au o melodie foarte tare. Așa. Multe stari. Nu paraziții de pe stomac sau pe asta. Muzică. În care spun așa, țara asta e de căcat, noi suntem țara. Noi. Corect. Foarte bine spus. Da, foarte bine. Deci, 2. Hreanu. Hreanu. 3. Ceapa. Da. Dar toate până acum, tot ce mi le-ai spus, sunt verzi, culoare verde. Corect? Da. Hai, băiatul! Da. Puiu, puiu! Ia puiu, leabule! Puiu, puiu! Las. Așa, zi. Deci, oricum, 20 de puiu. Deci mi-ai zis așa, usturoiul, da, hreanul, ceapa, da. Alta. Hreanul, așa am zis, așa. Să nu facem ca la Caragiale, cu steagurile puse și repetiri pe vale. Ca și importanță. Băi, mi-ai zis trei, mai zis alea două, cinci. Ce ai făcut? Da. Le-ai pierdut și, între timp ce fugeai către mine? Ca și importanță. Busuiocul nu este? Busuiocul. Păi te rog frumos să-l treci la categoria 5. Busuiocul și, cum îi spune, și? Salvie. Ce-i cu salvia asta? Salvia este extraordinară. Are roluri. Nu așa, reglează circulația, reglează, da, să îți spun că m-am interesat. Cum adică, dacă vin cu salvia pe aici, ăștia vor să circule ca lumea regulamentar? Nu, tot cu 80 tremeri toți, că... Sau 100 eventual. Eu vreau să ies după Podișcă, hai să spun o mutare, vreau să ies după Podișcă, eu. Nici nu e acolo tir în curbă, nu e. Așa. Băi, omule, și vezi că apare în 5 unul? Secunde în curul meu îmi dă flash-uri, nici n-apuc să mișc. Dar stai un pic. Așa se cum merge. Arată bureana asta, salvia asta? E mare? Salcăm? E... Nu, 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 stai că nu plec de aici, că vine cel de la DSV să ia, să stea de vorbă cu ei. Îi confiscă și mașina. Nu-i confiscă, bă, nimic. Terminați, bă, cu confiscatul. Totul e legal aici. Cât e busuioc conducător de turmă, ăsta de poliție, totul este normal. Ăștia ar să pățească rău de tot. Că-i busuioc, e vigilent. Nu, că știi cum să fac lucrurile. Așa, pe picior, pe vârful pantofului. E simplu. Am un prieten în Cernavodă. Așa. Și el mai îmi spune, ce mai nou, zice, știi ce se fac ăștia în prohibiție? Deci noi cu timp în urmă, ne mai... Au venit la tine și s-au făcut așa. Ți-au confiscat lansetele, barca, ți-au confiscat aia mașina, nu cu peridocul, da, ți-au luat mașină peridoc și pe urmă îți dau și amendă vreo 5, 6, 7, 8 mii de lei de te găsesc dracii. Și pe urmă îți spun în felul următor, nu-ți convine, te duci în instanță, instanță care s-ar putea după 2 ani să-ți dea mașină, barcă, dracii, mai tu și îți spun eu, îți faci un băț în cur. Așa și costă. Deci ai început ca mine să dai ca așa, băi fraților, am început să dăm chestiile astea pentru că este o nouă strategie. Deci, cum arată ca plantă această buruiană? E înaltă, joasă, e mică? Este așa... Cum e? Este așa sau este așa? Este. Ori așa, ori așa. Că zici că o să spui așa, că fii atent. Am prins un pește mare, un ochi atât avea. Păi asta mi-a răstu mie. E cu ăla când i-a legat. A zis, zice, atât avea și eu ochii. Nu mă, că, băi, și cam cât era peștele ăla? Aia, când l-am prins eu, bă, mare, mare nu era. Dar un ochi, uite, așa l-avea. Deci, tu ai spus că e ca plantă cam aici așa, da? Da. Și ai spus că salvia e benefică pentru circulație. Putem să o plantăm pe aici,
până în loc de pomi urzici și flori. Nu, 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 că am văzut pe partea aceea flori, urzici și toate astea. N-ar merge cu mii la popă în loc de flori. Sănătate, sănătate! Auziți? Am o rugăminte la dumneavoastră, domnul preot! Vreau să vă întreb ceva. Preotul Costel a fost și are un băiat extraordinar, nu știu dacă a aflat, un om extraordinar, chiar și băiatul dânsului. Ce înseamnă meseria asta de preot? Înseamnă să faci fapte bune. Sunt bucuros că te cunosc, că ai un băiat care face fapte filantropice, l-am și filmat. Am o rugăminte, l-am întrebat și pe Negoiță. E bine să jur cu mâna pe Biblie? E păcat sau nu-i păcat? Cu mâna pe Biblie. În Scriptură spune să nu juri. Să nu juri? Nu. Un om profesionist îmi spune chestia asta. Să nu juri. Adică să nu juri, sub nicio formă. Da, da, ce nu, nu. Ce nu, nu. Da. Ai un băiat minunat. Știu. Știi? Știu. Da, da, eu am filmat acolo ce face el, fapte bune și filantropice și misiunea. A înțeles misiunea de preot. Da. Deci, cum mi-a zis și Negoiță, mi-a declarat că în Scriptură sau Biblie să nu juri. Păi... Jur, tată, dacă ești în politică, pe drapel, pe ce vrei tu, nu pe Scriptură. Sau pe cruce poți să juri? Pe cruce, da. Pe Scriptură, pe da. Pe Scriptură, nu. Mulțumim. Numai bine, cu respect. Deci, băi, ăștia care sunteți descreierați, eu niciodată nu am denigrat și nu, pentru că, uite, preotul Costel, un om extraordinar, eu o să-i spun când o avea de la 80 de ani în sus, domnule bătrân Costel. Și întotdeauna am colaborat cu omul când a și spus pentru mine pactul cu sărăcia este valabil. Pizzaria. Ah, veniți la el, că face pizza bună. Așteptăm. Deci mi-a confirmat. Voi sunteți cu pizza? Chiar o recomand. O să vă și filmez, că am văzut că este bună, aveți și un număr, mai funcționează? Uite cum muncesc ei, ca doi porumbei. Deci mă, omule, mi-a confirmat al doilea preot. Nu, ăla era șef. Omul toată viața a fost pe la biserică, ca preot. Și știe. Nu ai voie mai pregătit, să juri cu mâna pe Biblie. Știai? Sau pe Scriptură? Nu. Oh, dar de când le spun? Nu. Că toți zebzecii și berbecii spun mâna pe Scriptură și spun că sunt creștini. Aia care totuși o fac pe la televizor în guvern, că aia așa. Aceeași poveste. Bun. În bătaie de joc. Mai pățește câte unul, câte ceva și asta e adevărat. Adică ce se întâmplă? Da, Doamne, așa se mi-ajută Dumnezeu? Deci complice-i Dumnezeu e la foarte, furt? E foarte rău. Uite, eu la derbedeală? Uite, eu n-am treabă cu biserica și ți-o spun cinstit. Ești ateu declarat? Eu cred că, oricum, așa cum sunt mult mai corect decât foarte mulți, dacă mă întreb pe mine. Știi de ce? Uh-huh. Uite, să vii la mine acasă, să vezi, de exemplu, câți câini am luat, câți câini am luat. Știu, tată, și pisici și câini. Bun. Sunteți iubitori de animale. 9 câine. Da? Dar le mâncați. 9 câine. Animale, iubitori de animale. Dar deci... le mâncați. Corect, am spus eu? Mănânci cârnați, caltaboși și de toate. Ce să mâncăm? Mă? Deci, spre ce vorbim, frate? Căci porcul, vaca, oaia nu face parte din animal? Da, o să-mi spui, dar ce mă, noi mâncăm câini? Păi, ba da, că se mănâncă pe globul pământesc, sunt țări mai multe care îl papă pe ăla dâncoteț. Corea, China. Deci, până și șobolanul. E un animal străvechi și îmi spune o polițistă, da, sau pe la iut, ci că e pe la disciplină, nu știu ce, cu gunoaie, și îmi spune, doamna, nu vă supărați, zicea la o cucoană pe acolo, că... Dă mâncare la pisicuțe și a spus, știți, nu-i bine să dați mâncare la pisicuțe? A întrebat-o, iubiți pisicile? Dar dumneavoastră iubiți șoarecii? Și am intervenit eu și am spus, păi fetiță, mâncare pentru șoareci în magazin ai găsit? Ce părere ai? Sau o travă pentru pisici în magazin ai găsit? Ce zici, bă, frate? Am combătut bine? Adică, mâncare, opa, a venit! Să nu spui că vrei să le dai suc, să le împănești în aripate, operațiunea cu codec. O să vină ăștia și îți dai amendă și o să vorbim cu primarele, că ai văzut că l-am sunat și a spus clar că ești întreprinzător banane, portocale, cu casă de marcat. Ce părere ai, mă,
că ăștia sunt salvați. Uite, altul vine cu cafea, să vezi că le droghează pe păsările astea care vrei să le iei. Ar trebui să vorbim mai frumos cu mine, am 74. Are 74, deci nu-i bătrân. El trebuie să aibă de la 80 în sus ca să poată să fie. Și dacă ai 74, ce am zis eu? Nu, am zis să ne respectăm. Dar nu te-a respectat, am spus așa, uite, vine... Vine altul cu paharul în mână. E... Nu am vorbit cu recunoaște. Păi ce, ia, uite, fii atent, domn profesor. E vorbă urâtă când uite, vine altul. Altul nu este. Nu este. Dacă spunea vine, dacă spunea vine ăla, da, ăla. Poate. Da, dar am zis, vine altul cu pahar. Ai văzut, am zis și în rimă. Ăla, aia, astea-s cuvinte. De ce mi te oftici? Ar fi mai bine, frate, să te duci la cotețul ăla, să dai la pui apiță, eventual cafea, și suc să se împăneze, să le vinzi în calitate maximă. Măcar mai trageți ușa un pic cât mai stă. Uite, îți spune un om care știe despre păsări, că trage ușa să ventileze, le ții acolo, ori să vină ăștia de la DSVSA și le găsesc pe toate leșinate și o să vă pună să faceți respirație bușon la bușon. Ce părere ai, mă, Radule, mă? Ei sunt cei mai buni comercianți fără să facă niciun fel de evaziune fiscală. Combatere! Băi, frate, stai, cum le bateau de jo, Leluliu? I-am luat după câmp. Vine norocit să se aruncă pe câmp câine. I-am găsit și foarte mulți morți, înjunghiați sau cu furca băgat și otrăviți. Foarte mult pe câmp. I-aruncă iubitori de animale, eventual îi bag în sac și aruncă pe gârlă. Căței, ham, i-auzi în sac. Ce oameni cu suflet, tată, și ce sunt creștini. Ce-o spun cinstit. Și trece unul, cică. Eu ce-o spun cinstit. Că vrea să fie, dar nu e asta. Eu ce-o spun cinstit. Așa. Eu dacă, eu în sadiul ăsta acum, eu dacă aș găsi un nenorocit din ăsta care ne a făcut aia, nu garantez pe mine ce mai. Dar nu să fii violent, că nu este bine, că tu ești educat. Tatăl tău a fost profesor, corect? Greitam bine. Ia fii atent ce se întâmplă în această Românie. Vino cu acest, ca să vezi. Armata e cu noi. Ăștia ci că s-apucă de război. Eu nu cred că așa ceva să le facem cu mâna ca la Gevengum. Ia Gevengum, Gevengum. Hai bă, că vă fac așa, Gevengum. Băi, poliția, că nu vă puneți și voi centura. Iau, Gevengum, azi. Aută cataractele. Aută ce fum scot astea. Astea nu poluează. Aută, tate, aută poluare, tate. Ia uite, zici că stai cu căruță, ia uite. Ia uite, tată, ce poluare masivă, ia uite, ăștia nu poluează. Am ITP-ul pus. Ia uite, haide, claxonează, dacă aveți. Uite, altă, ia, bă, miroasă, bă, de pun. Așa, tată, spectacol. Ce părere ai, mă? Au trecut căruțele românești. Made in România, cu povești. Ăștia ce că combat ăștia... De armata e vorba, auzi vorba la ăștia din paraziții, avem trupe antrenate la bară, atât avem. Da. Ia auzi, tată, ce spune? Ai venit cu acă, ești interesant. Auzi? Avem un căcat, praf. Dacă pe tine te-ar bate unul cu un furtun din ăla de presiune, după un timp, măi frate, crezi ca să poți să-l venerezi? Să zici, furtunul acesta m-a altăit pe mine, uite, nenea se duce să dea drumul la ventilație, la găini. Păi depinde cât... Vând găini, vând găini, proaspete, pui, la ripat, veniți că vi dăm gratis, că vine DSVSA-ul. La noi în România trebuie ca să le faci un circ. Că asta vrem noi în România, și, da? Și așa e circ. Pâine nu trăie în România, dar circ e. Nu este circ? Dar circ e. N-ai văzut la politicieni ăștia? Deci, ei nu au înțeles. Deci, ca să-ți dai tu seama, eu fac în felul următor. Bine, când dăm mâncare la ăștia gădănei, eu într-o zi cu primarul m-am dus, nu mai era primar, adică era primar, dar nu era primar. M-am dus cu el, am luat mâncare, îmbrăcăminte și ne-am dus la unul și le-am dat mâncare. Ce crezi că după un timp a făcut? Mi-a dat de majorist, după 6 ani. Adică băiatul a crescut mare. Ai grijă că mâna întinsă, când spune o poveste, să cercetezi, să vezi cât de adevărat este. Ai grijă că mâna întinsă mai poate scuipa câte unul. Mare brânză. Păi asta am pățit eu. Și eu filmez și îți prezint că am fost agresat, că am fost înjurat și uite, el se bucură. Atenție, ăsta se bucură, ăsta uite, ăsta, băiatul ăsta, frumos și îmbrăcat, cu pui la vânzare. Băi, pastor! Și dacă citești la comentarii creștinii, Hristos a înviat, să vezi reacție, frate. Iar eu i-am și filmat când vorbesc cu ei și se bucurau ca și că
cât se dau din coadă. Uite și ăsta se bucură că eu dacă sunt bătut, ăsta se bucură și dă și acatist să fie repetir la popă. Îl mituiește, ăsta e stare să ducă și la vrăj, să spună, nu poți să-l vrăjești pe ăsta, să mă lase, să vând păsări. Ia pui de vânzare, ia puiule, amule, din județul cel mai mare. Da. Radule, îți mulțumesc frumos, tu știi că am nevoie de tine ca și de oxigen. Te așteaptă curtea, piscina, râul și fântânile ca să le amenajăm. Ce zici? Oricând, eu, tata, eu plătesc. Numai că la, la toamnă. Și cu ocazia asta. Bă, până la toamnă mor pește în baltă. Nu vine o fugă până la mine. Ba da, dar stai un pic. Să termin aici circul. Pentru că o declar oficial că sunt circar de meserie. Roma antică. Roma antică. Gata, fiți atenți. Ascultați la domn profesor istoria găinilor. Dă-i bătai. Deci Roma antică, Roma antică. Avea 2,5 milioane de locuitori. Deci cât București de astăzi. Are mai mult. Interesant. București are mai mult. Iată, fine, știi ce este interesant? Da. În Roma antică, 9 locuitori din 10 știi ce făceau? Vindeau pui. Nu, nimic nu făceau. Știi, nimic? Nimic. Știi de ce? Ia auzi, bă. Nimic. La noi, noi încă n-am ajuns. Vindeau pui, noi, adică... noi avem vreo 6 din 10 acum. Când om ajunge la 9 din 10, abia egalăm Roma antică. În schimb, știi ce li se făcea în fiecare zi aproape? Ajutor social. Li se împărțea mâncare. Ajutor social. Că de acolo și la fel, când se revoltau și când erau mai multe revolte, știi ce le mai dădea? Lupte cu gladiatori. Când Dacia a picat. Dacia, am văzut, de unde în șanță a picat. Era pe șanță cât a dracului, n-am... 3 zile a stat acolo. În Coloseum au fost 180 de zile de lupte cu gladiatori. Așa. Plătite de statul roman pentru prostime, cum îi spunea plebea. Păi și acum tot așa. Bun. Și acum tot așa. Tot așa. Numai că, deocamdată, nu avem atâția câți avea oia. Noi încă stăm bine. Măi, fraților, cu pizza, dacă vreți cărniță, oamenii ăștia e o sursă. Gratuit, Vildă, mai ales acum. Dă-le... Ce? Nu? Și dacă eu vin să spun că vreau cu pui, ce faci? Îl sun pe ăsta și vine cu naripatele rapid? Uite, bă, ce înseamnă să fii întreprinzător. Să vezi ce pizzărie are, frate, cu bon fiscal, cu casă de marcat. Nu ca tine, găinar de clasa a treia. Nu știe nici primară că tu ești mare comerciant. E mare și deștept, comerciant de fel. Dar te vizitez astăzi. Cum și voi m-ați vizitat? Că tu știi unde stau. Eu nu știu unde stai. Să vii ce am construit acolo. Bravo, e de bani cinstiți, de muncă, tată, frate. N-a făcut evaziune. La vineri să mă verifice pe mine, poliția zice. Păi cum m-a verificat pe mine poliția? Îi trimis să verifice și la tine. Ce ai, mă? Du-te, mă, dar aici că tu ai luat sub, nu eu. Vezi că tu ai ești aprins. Dă-i încoace. Ce să fac eu cu ăsta? Păi eu beau resturi după tine, eu mă, și-mi iau lucrul al meu, mă, nu merg să te, tu vrei să-l arunci, bă, 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 băiatule, bă, nici dopul nu știi să-l pui. Ai luat o sticlă de 250 de mililitri, păi vezi, ești, n-ai bani? Păi nu, căci, că-ți dau eu bani. Cum faceți, băi? Ai bani? Ia. Ia, fiți atenți cum fac mari cocalari, ia. Ia, fii atent. Bă, nu, că pot să-i fac și eu ca el. Uite. Ia, bă, fii atent. Stai să văd dacă am ceva, mă rump aici. Am și cart. Ia, fii atent. Iet. Merge? Să cumpăr puie de la tine? Deci, cum fac ăștia străinii? Bă, terminați, bă, cu prostiile astea, că astea sunt figuri de clasa întâi. Înțelegeți? Mi-a dat șpagă, băiatul. Așa spune el. Mi-a dat, mă, șpagă. Acum, tu mi-ai dat mie bani ăștia? Ăștia sunt de la tine, nu-i așa? E în stare ăsta să spună. Îl vezi? Băi, îl vezi? Mă roagă? Iată, mă roagă să lasă... Ia, roagă-mă, hai, cum ai rugat în partea alta? Mă roagă să lasă pace, să fie iertat de Dumnezeu. Dar n-a mers. Dacă ai luat câte 10 lei de la fiecare pe care îi iei în ghiare, eu cred că la ora asta aveai bani de... Era milionar. Cred că cumpărai toată comuna asta. Dar nu înțelegi toată că scapă, dar nu înțelegi că scapă. Vin acum autoritățile, unul de la DST, DSVSA, care a parcat, măi, frate, pe loc de handicap și vine tată, poliția... Și îl face el scăpat, bineînțeles, că eu insistent, am zis că ăsta e de la DSP, dar, bă, promit că ți-ai amende. Bine, te-a dat 2000 de lei. Poliția poate de amende și marketuri. Nu, da. N-ai înțeles. Lasă-i că știu ești și market. Dar nu înțelegi că ăsta de la DSVSA, care intra să-i facă injecție la porc cu glonț în cap,
Despre ce vorbim? A intrat din mașină în coteț la porți. Și el ne spune că n-ai voie să intri în coteț decât echipat. Și el intra ca... Pe ce? Păi stai, păi puțin că le-a DSV, ce dracu. DSV-seau, mă! Bă, DSV-seau, tu nu înțelegi. Sărea el din mărțoagă, aia cu girofar, că l-am prins cu girofar. Aia care e handicapată mașina, că doar parchează pe loc de handicapați. Și a venit la primărie, înțelegi? Dar dacă spui că este handicapat, să sufără. Nu, nu, i-am spus, mașina e handicapată. Și șoferul e cu handicap. Atenție, n-avea cum să sufere. Și spun lui polițist, te rog frumos să vezi acest handicapat dacă are acel tichet eliberat. Bineînțeles că n-avea. Și el spune, lasă-ne în pace, că suntem de la DSVSA. Să-l vezi acum, că dacă vine, mă roagă și asta ca să-l iert și să nu-l filmez. Că, derbedei, mă, bă, derbedei, mă. Să dă ăsta jos din mașină. Să vină ca să-i împuște porcii lui unul, înțelegi? Bă, era și pandemie. Așa cum s-a dat jos de mașină, așa s-a dus în coteț. Doamna poate să treacă multă sănătate. Da, deci, tu băiat de profesor, și, deci tatăl tău a fost profesor de... istorie. Nu există copilaș din Cioran să nu fie auzit de Brusalinski profesor, marele profesor. A fost și primar? Da. Bun. Mama ta ce-a lucrat? Ia, mama a fost profesor, director și după aia pensionar. Deci, și... deci mama ta a fost profesor de ce materie? Tot istorie. Tot istorie. Au fost și... dintre foarte puțini care au făcut istoria la universitate. E o chestie. Dar să înțelegem că neamul vostru e cam de pe la bulgari? Hai, recunoaște. Deci. Plecă noi de țară. Bulgari din... partea bunicii mamei, deci bulgari. mamei cu vecinul tataia. Din partea tatălui meu. Deci bulgari. Polonezii plecați din Polonia, veniți din Bucovina, veniți încoace. Și din partea bunicului meu, olten de la Strehaia. Betatul nu se vede. Deci o socoteală e un mix, mix de mix. Adică arborele ăla, chiar apropo, arborele ăla, cum îi zice? Ginecologic. Cum crește? În alți copaci îl găsim ca plantă să se mănânce, să spunem, uite tată, arborele ăsta e al familiei mele. La unii, cum îmi place mie să spun, la unii cât un stejar, deci un stejar gigant, la alții cât un bonsai, că dacă n-am mai avut copii, n-am mai avut nimic. Deci ai făcut o comparație, deci, da? Cam așa. Deci, cum ai zis, la unii... La unii vite ai stejar, la alții un bonsai. Așa că... Dar ce-i bonsai? E un de la micuț, pitic? Sunt anumite specii de pin în special, care se pretează unor tăieri și unor îngrijiri speciale și unui care ar fi polițistul ține... plantelor? Politea, care ar fi polițistul plantelor? Gândește-te, măi, frate, că ai computator Pentium 4 sau 1. Nu știu ce e la în capul tău. Că ceva acolo este, că știi prea multe, frate. Mă uit la curtea ta, uite, zici că e grădină botanică. Botanică, tată! Ce te uiți, mă? Că mama lui și tatălui au fost profesori. Înțelegi? Nu prea te-ai dus la școală, tu. Înțelegi? Te-ai dus cu borcanul de untură și câinele după tine. Așa mi-a spus mie cineva, că ai școală foarte multă. Și ești bă... Așa mi-a zis. Așa mi-a spus că tu ești colit și ai carte multă. Arborele ginecologic. Cichelare, uite, spune domn profesor. A, la voi acolo crește sigur. Nu, dar la voi acolo sigur crește arborele ginecologic. S-a revoltat creștinul. S-au supărat. Nu s-au supărat. Ei, știi, vin în completare să-mi arate că-s deștept. Și eu îi cred. Eu, dacă nu sunt ca ei, ei sunt foarte deștepți, calificați. Până și pui vând și strigă. Avem pui de vânzare, pui... Și va auzi Bogdan. Vă dați seama ce ureche are? La 3 km să vă miroase, să vă prindă. Voi fugeați precum iepurile prin porumb. Bă, dar v-a prins băiatul, bă, a dat drumul la Nina, că asta e proastă, nu știe să-și facă oiche. Unul albastru și unul își face Nino, 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 Nina, că am eu pe Nina. Și face Nino, Nino, Nino. Bă, dar cu asta v-a prins. Chiar dacă are herghelie de aia micuță. Bă, politia română nu este babau. E profesionistă, tată. Bă, te-a prins șoimul. Ai mers încet. Adică tu ai plecat în trombă de lângă mine. Am zis, tată, unde a dispărut ăsta? Și te-am găsit. Păi, ce vrei, că-i pe timpul la mine?
Oh, da, 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 se intre tirul în tine, da. Era cu tirul el. Da. Mă duc până la... Care e planta care s-o consider că ar fi poliția plantelor? Poliția, bine, ăștia nu știu să scrie, nu pune nici pe ț și face diferența oameni de afaceri. Mai ai, fii atent, știai treaba asta? Știai treaba asta? Poliția înseamnă oameni de afaceri. Uite, Ministerul Afacerilor de Interne. Bă, știai sau nu? Sunt două cuvinte diferite. Poliția e poliție, politia, ce scrie aici, e politie. Bă, sunt diferiți. Ăștia nu sunt polițiști. Deci politia nu e poliție. Uite, îți spun eu o plantă, eu am în curte. Așa. Planta poliției române. De care, într-adevăr... Adică, nu, poliției... De care... Buruienelor. De care, apă. Practic, nu se atinge nimeni, drag. Ia, zi-mi. Edera. Edera. Edera helix. Așa, ce cu asta? Trimorphis foliar. E plantă meliferă, am văzut vin albine. Iedera nu are dăunători, nu are rival în curte, nu are... Deci iedera e un fel de... Rege, de în pădure. Nu se atinge nimeni de... Un rege în pădure. Să se arăte în curte... Deci unde am lăsat-o, am îmbrăcat tot gardul, urcă în grădină, deci n-are nicio... Iedera treabă. Este... Iedera cred că poate fi într-adevăr... Măi, domn profesor, îți mulțumesc pentru că m-ai informat despre plante. Profesor este și șef de PECO. Mare patron. Are banul la saltea. Uite așa te-am cu rilei. Uite-l. Nici așa, da. Dar e modest. Are câți litri în, câți litri în rezervoare de petrol aveți, mă? Ia, atenție. 9 rezervoare la o stație și 5 la alta. 9 rezervoare la o stație și 5 în alta. Păi tu trebuie să te plimbi pe lună de 3 ori ca să-i consumi motorina, pe benzina. Lună, pe lună? De 3 ori. Pe lună, nu pe lună. Nu pe lună, pe lună, de 3 ori. Să se ducă de aici, acolo, de 3 ori. Adică tu întors. Mă duc până la neamitică asta. Mergi, frate, mergi în pace. Bine, tu ești botanist de meserie, așa ai spus. Iar eu, pamfletul meu, tu veneai fuga, convins că tu iei pui? Da. Bă, tu vorbesc? Chiar îmi trebuie 20 de pui. Vorbesc. Băi, băiatule, da, spune-i lui că el îți dă. Lase, dar nu i-ai spus. Lasă-mă că îi dau cât vrea pe ei și gata. I-am luat și gata. Păi du-te mă și vorbește cu el. Uite, eu mă dau mai departe. Na. Băi, Radule, ce faci mă cu ăștia? Ăștia-i stară să vândă ursul din pădure. Radu e un băiat corect. Ia de bună ce... Ia de bun ceea ce îi spun oamenii. El s-a dus să trateze, să cumpere pui. Da? Ați cumpărat substanța de la magazin, domnul, ca să dați pe iarbă? Eu sunt... Nu, zic, eu substanță că cumpărată din magazin ca să distrugă panorama asta de iarbă. Păi ce, dumneavoastră, n-ai auzit de erbicie? A, deci erbici. Păi da. Și de ce nu? Vi l-a dat primăria, nu-i așa? Nu. Aoleu, i-a auzit. Da, el acum tratează să cumpere pui, frate. Băiat, corect, a venit cu banul să cumpere pui. Pui. Radule, te-ai lămurit? Da. Vân pui cum vreau eu, după cum vreau eu. Radule, ai cumpărat, ai tratat cu el? În discuție? Noi discutăm astăzi, după ce termin cu operațiunea Cot-Codac. Am plecat până la neamici. Mergi în pace! Mergi în pace! Da, după ce... Că noi mai stăm aici. Pă, vine. Deci, operațiunea Cot-Codac, ei mergeau și se plimbau prin Ciorani. Eu am vorbit cu ei. Pot să mă duc să întreb păsările ce fac? A ieșit domnul șeful porumbac. Ia uitați cum sunt ținute găinile în cuști, da? Adică, detaliat, da? Și mâncare saci, uitați cum arată. Adică, bă, puteai să iei, să-i buți în partea cealaltă. Uitați-i săraci cum sunt chinuiți. Noroc că le vine aer rece, da? Mașina miros, e miros infernal. Păi bine, măi, busuiace. Poliția ce face, bă, tată, că e la tine în grădină, da? Dar nu-i nimic. Ca să dai tu amendă, eu vin la bârloc iar. Ia dă tu amendă să te văd eu cum dai. Bă, nu ți-e un pic de rușine? Poliția română
e alături de cetățean. Nu tu să mă iei pe mine să-mi dai amenzi câte vrei. Dă-mă amenzi, dă multe, 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 multe. Este atenție, tu ești ofițer. Fii atent, foarte mulți ofițeri din România, da? Eu îi critic, dar benefic. Asta mi-a și spus. Băi, Florine, sunt tita mai șeful. Atenție, mai mare decât tine, crede-mă. Dar, știi care-i treaba? Tu ești prea mare, busuioc. Îmi dai amende pentru că ți-am spus? Ai nume de plantă. Păi, nu-i nume de plantă. Păi, benefică. Gastro, da? De sănătate și de credință. Ar fi trebuit să ai atitudine corespunzătoare. Iar tu, dacă ai vârful pantofului, normal, ce zici? 4 amenzi cât ai trezit tu, că găsești tu pe Facebook. Și atenție tu, busuioc. O să le arăt. Și o să pun totul despre tine. Bine, și în instanță și peste tot. Eu pot să le și pierd. Că ai scris acolo transcriere ca la securitate. Deci, pentru tine și-a intrat în joc și IPJ-ule. Băi, IPJ-ule, ce faceți, bă, fraților? S-au arestat șefii de nu știu cum. Uite că a venit unul acum. Atenție, ăsta nu tolerează asemenea prostii. Ați intrat în jocul lui Busuioc la un proces verbal pe legea 61 să faci întâmpinare de 400-500 de col. Băi, fraților, vă dați seama, corespondență în doi, judecătorie și petiționar, să plimbi la instanță acele procese verbale cu căruțul de Kaufland sau de unde l-au ei. Deci 8.000 de foi la câteva amenzi, 8.000 tipărit, muncit ca la securitate. Deci au scris, dar nu tot. Adică ăsta, pană Destu Dragoș, care e un infractor și condamnat și ce vreți voi? 17 polițiști sau câți au fost, s-a dus pe un cioban că nu știu ce a făcut ăla. Păi stai, bă, frate, că și ăla a sunat și cum e legea la voi, mă? Băi, Busuioc, toată viața te ții minte și n-am să te iert. Atenție, eu sunt imun. Bă, pușcărie nu poți să mă baci. Ai făcut plângeri pentru ultraș, pentru evaziune, nu știu ce. Ce mi-ai dat tu acolo? Hărțuire, auzi, hărțuire și ultraș că am postat. Eu te tată. Ăștia să laudă, da? Ai văzut ce s-a întâmplat? Și când a spus, păi cum, mă, poliția? Da, de față cu poliția ți-am dat. Da? Iată, ăștia mă râd în nas. De ce? Bă, tu cum de nu ești cercetat, mă? Bă, în toată țara asta am umblat și orice polițist, când a făcut ceea ce faci tu, era cercetat. Păi, și ce îmi spune avocatul meu? Lasă-l, mai bă, răbdare, mă. Dar o să-ți fac tam-tam, să mă dai tu în judecată, să cer tu miliarde. Bă, ești ofițer. Oamenii ăștia care sunt ofițeri mai mari decât tine, îmi spun că, bă, este totul constructiv. Când, salut, salut, salut. Este constructiv. Iar tu dacă mă faci pamflet cu mine, mă bucur, bă. De ce? Pentru că mă văd oamenii la țol festiv. De exemplu, rusul de la Alba. Bă, omul ăla cu obraz, chiar și dogarul, chiar și bic, atenție. Chiar dacă zic despre ei orice, oamenii ăștia au totuși un bun simț. De-aia am și spus, băi, fraților ăștia care vă știți, s-ar putea să fiți cotrobăiți, bine, au fost cotrobăiți, s-ar putea să fiți arestați, bine, că unii au fost arestați, și s-ar putea să primiți un șut în cur, să nu stricați voi demersul poliției române. Ne aflăm pe strada cu drapel și termopane, jaluzele verticale și rulouri. Așa arată un ecran de 6 metri, frate, făcut de Gigi, care pune termopane. Și oamenii aia, ca ofițeri, niciodată nu s-au comportat ca tine. Să faci tu 8.000 de col tipărite, atâția bani cheltuiți la poliție pentru ce? Sancțiuni maxime. De ce? Că am spus că ceaiul Busuioc este că-i bun. Un ghiveci de Busuioc și cu o șapcă de polițist, amendă. Colonelul, băi, frate, colonel, a postat ăla pe ăla, nu l-ai amendat, da? Și am preluat de la el, mi-a dat amendă. Păi ce polițist ești tu, băi, comisare? T-ai făcut și tu comisar? Uite, Busuioc, aute, Busuioc, ăsta se pitește după colț. Uite, tată, Busuioc, e din parohia ta. Vin la bârloc, bă, vin la bârloc, să mă amendezi tu, Busuioc. Ia uite, tată, vin de-n pui.
vindem salată, roșii, castraveți, de toate. Asta nu-i vezi. Evaziunea tu fiscală o tolerezi? Păi nu-i destul, mă, că s-au arestat. Și te bucurai, te bucurai. Că a fost unul arestat. Dar uite că nu s-a întâmplat nimic. Omul e la pensie liniștit și tu te bucurai, te bucurai. Fusese șeful tău înainte? Poate nu. Ia uite, tata, ia, ia uite. Vindem pui, vindem pui la găleat. Băi, fii atent că au leșinat vreo 6-7 pui, o să te reclame. Treaba lumea tale, treaba lumea tale. Dă-le, mă, apă. Că o să faci bușon la cioc. Cioc, 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 cioc.